Dacă am judecători care sunt chemați în secția poliției să aresteze oameni, atunci am pun problema unde am stat de drept. Pentru că judecătorul, de fapt, este protectorul drepturilor și libertăților fundamentale. Ultima speranță într-un stat este judecătorul. Nu preotul. Judecătorul. Preotul îți propune o chestie pentru viața de apoi. Judecătorul se ocupă pentru viața de aici. După ce ți-au încălcat toți drepturile din jurul tău, ultima persoană la care mai poți năzui este doar judecătorul. Dacă justiția nu funcționează, nu funcționează nimic și invers. Dacă justiția începe să funcționeze, de frica justiției, încep să funcționeze și celelalte instituții și autorități. De aceea spun, încercați să întrețineți curentul ăsta de opinie favorabil justiției. Nu vă decredibilizați judecătorii, nu îi înjurați, nu îi lipsiți de autoritate, nu îi blamați de fiecare dată, încercați să îi încurajați. Credeți că e ușor să fii judecător? Hai să ne gândim puțin. Sunteți într-un stat care provine dintr-un fost bloc comunist, în care ca să ajungi judecător trebuia să ai un dosar curat, să fii preferat de securitate sau de Partidul Comunist. De fapt, asta e mentalitatea. Că cineva la un moment dat dicta. Iar acum, brusc, suntem într-o mentalitate în care spune, domnule, trebuie să dicteze legea. Deci nu omul dictează omului, ci legea dictează omului. Și omul ăsta care trebuie să aplice legea e judecătorul. Păi dacă dumneavoastră nu vă duceți cu încredere la judecători, la care instituție mai puteți merge cu încredere? În cine mai puteți avea speranțe?